Când am văzut publicitatea la castingul Moldovar Talent, antrenorul nostru, Marcel Consulescu, a venit propunerea să participăm și noi. Zilele la rând ne antrenam pentru show și în ziua când am participat aveam foarte mari emoții, mai ales când am intrat pe scenă privind la toți acei spectatori entuziasmați și la juriu. Eu zic odată împreună cu sala. Am terminat dansul, am văzut că toată sala s-a ridicat în picioare. Asta a fost o emoție de nedescris. În ziua când am aflat că trebuie să intrăm în semifinală, atunci am ieșit pe scenă cu foarte mari emoții. Ne-a rugat să părăsim scena și atunci am fost chiar dezamăgiți pentru că ne așteptam să intrăm în semifinală. Din păcate, vouă o să vă spun la revedere. Dar plecați în sala de repetiții, pentru că până în semifinale mai e foarte puțin timp. Datorită show-ului Moldova Talent am avut o experiență foarte bună. Ne simțim mai siguri în noi și în forțele noastre. Dacă luăm premiul mare, noi împreună cu echipa am decis să facem un act de caritate. Acești bani să-i oferim unui băiat din orașul Tinceni. A căzut într-un accident acum nu de mult și a pierdut cât și pe memoria, atât și prietenii. Și aș vrea să-i oferim o viață mai bună, mai plină cu bucurii, să-și revină la viața lui normală. Votați Freestyle Flavor! Sunt primii participanți din acest sezon care au avut în mâini servietă cu jumătate de milion de lei. Ce e drept, la un moment dat, cineva a golit-o. Le sugerăm să-și mai încerce norocul și cine știe, poate ajung acasă cu 500 de mii de lei. Freestyle Flavor!
Freestyle Flavor! Iată, așa start avem noi astăzi. Un dans hip-hop pus pe muzică clasică. Ce ar fi spus Sebastian Bach și Wolfgang Mozart despre această compoziție coreografică? Nu mai avem cum să știm, dar avem cum să știm ce va spune clasicul contemporan, cel pe care au vrut să-l cucerească cei din Freestyle Flavor, Mihai Munteanu. Ei m-au cucerit. Mie mi s-a părut că e puțin. Și eu vreau să vă spun că aici a fost la loc și Bach și Mozart și acești băieți frumoși. Nicu? Eu nici o secundă nu am dubii pentru alegerea noastră care am făcut-o în audiții și ziceam și atunci că este un număr demn chiar de marea finală, acești tineri absolut impresionanți. Ăsta mic, șeful, a venit de pe scări, a pus pe toți la punct. Nu am cuvinte! Bravo! Ca să fie clar, nu am cuvinte. Superb! Cuvinte are suficiente, Tania? Da, eu am cuvintele la mine atunci când văd atâția copii frumoși care au venit și au făcut spectacol, care au deschis atât de frumos seara asta. Ați avut un număr impresionant din punctul meu de vedere și eu eram sigură, absolut sigură că așa va fi și mă bucur că v-am dat biletul în semifinale. Freestyle Flavor! Dacă vrei să danseze strună și în finală, nu ezitați să-i votați apelând 3901 sau expedind mesaje la acest număr. Nu uitați că aveți voie cel mult 5 apeluri și 5 SMS-uri de la un singur număr de telefon.